Elevii de la Colegiul Mihai Eminescu din Baia Mare au făcut tot posibilul să-și arate dragostea pentru Terra de Ziua Mondială a Pământului. Cu puțin timp în urmă au împădurit un întreg versant dintr-o pădure Erasmus, iar ieri au organizat un eveniment interesant la Muzeul de Mineralogie Victor Gorduza. S-au îmbrăcat în haine făcute din materiale reciclabile, ori într-unele mai vechi pe care le-au redecorat. I-au învățat și pe alții cum să-și reînnoiască îmbrăcămintea uitată prin dulapuri pentru ca aceasta să nu ajungă la gunoi și au demonstrat cum se pot confecționa accesorii, pălării, cercei din materiale reciclabile. Alți colegi au spus că e o prostie să facem o pălărie din ziare și că nu se poate și noi le-am demonstrat că se poate din orice lucru să nu-l aruncăm și să fim atenți că orice lucru e necesar. Reciclarea este o protejare a planetei Pământ, deoarece în ultima vreme aceasta este tot mai poluată și de aia am vrut să recreăm o roche a creației feminine din anii 1800 pentru a arăta că se poate face și altceva cu aceste ziare. Noi întruchipăm astăzi personajele Otilia și Felix din Enigma Otiliei, scrisă de George Călinescu. Eu am o roche făcută dintr-un sac de nylon, un sac de rafie, o fundă făcută din hârtie glasată, iar floricelele sunt făcute din hârtie. Eu am la bază un frac pe care am capsat o hârtie glasată. Și un sac de nylon. Talentul artistic al liceenilor a fost întregit prin expoziția de pictură grafică și desen numită Animale și plante fericite. Tinerii au pregătit și o scenetă în limba engleză, interpretată de către o plantă vorbitoare. Scrisori către Terra a fost un alt punct de atracție al evenimentului. În cadrul acestuia s-au citit versuri scrise de către liceenii Colegiului Mihai Eminescu. Două eleve au compus și un imn al Pământului. Este o creație proprie, versurile și melodia sunt compuse de către mine, iar anumite modificări plus vocea principală sunt de către colega mea Ștefania. A fost o adevărată aventură, a fost foarte dificil să îl facem pentru că fiind primul cântec care l-am compus în viața mea, a fost foarte dificil să-mi dau seama cum să pun acordurile, melodia în sine și tot ce înseamnă muzica în sine. Am ajutat puțin la linia melodică pe refren și de aici am început să lucrăm împreună, inclusiv repetițiile și tot au fost foarte arecum emoționante pentru amândouă. Tema Zilei Pământului din acest an este Planeta versus Plastic. Astfel, se solicită liderilor guvernamentali, companiilor și oamenilor obișnuiți să reducă producția de plastic cu 60% până în anul 2040. De asemenea, solicită eliminarea completă a materialelor plastice de unică folosință până la sfârșitul acestui deceniu. Data de 22 aprilie este sărbătorită la nivel internațional ca Ziua Pământului. În fiecare an se alege o anumită temă care este apoi implementată la nivel internațional de diferite categorii de instituții care se implică. Pentru acest an tema aleasă este Pământul versus Plasticul. Am ales ca principalul obiectiv să fie acela de a forma și dezvolta elevilor noștri competențele verzi, dragostea pentru natură și planeta Pământ, de învăța ca prin lucrurile mici, prin obiceiurile zilnice, să contribuie în modul lor fiecare la reducerea schimbărilor climatice, la o viață sănătoasă. Ziua Pământului se sărbătorește anual începând din 1970 pe 22 aprilie. Evenimentul a fost inițiat de Statele Unite cu scopul de a atrage atenția privind degradarea mediului și a fost până în prezent preluat de 190 de state, inclusiv România. În anul 2009, Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a Pământului și expresie comună a dorinței tuturor de a construi o societate stabilă pentru un viitor mai curat și mai verde.